Stimați reprezentanți ai presei, mă adresez către dumneavoastră cu o scurtă prezentare a rezultatelor care au fost atinse de către CNA pe parcursul mandatului. Aici, în cadrul mandatului exercitat timp de un an și 9 luni, Centrul Național Anticorupție a reușit să obțină următoarele rezultate. Deci au fost depistate 906 infracțiuni, dintre care 710 legate de corupție și 198 legate de alte categorii de infracțiuni. Cele mai importante, cu siguranță, sunt infracțiuni legate de corupere pasivă, corupere activă și trafic de influență, dar și alte infracțiuni precum îmbogățire ilicită și dilapidarea mijloacelor din fonduri externe. Subiecții pe care i-am investigat sunt atât funcționari publici, cât și din domeniul privat. Este vorba despre șef de instituții autonome din cadrul autorităților, șef și șef adjunct de departamente din cadrul autorităților, funcționari din întreprinderi de stat, primari, președinți de raion, inspectori vamali, inspectori ANTA, ANSA, ASP, precum și avocați, executori judecătorești și atât și judecători cât și procurori. Pe parcursul respectivei perioade, în cadrul CNA, în cadrul organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, au fost reținute spre cercetare 1228 de infracțiuni, dintre care 480 au fost finalizate și 307 au fost acceptate de procurori pentru a fi remise în instanța de judecată cu propunere de învinuire. De asemenea, vreau să atrag atenția asupra rezultatelor foarte bune care au fost atinse și de către Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, o structură din cadrul CNA. Respectiv, în această perioadă am reușit să aplicăm sechestre pe bunuri în valoare de 2,6 miliarde lei. O bună parte din aceste sechestre au fost aplicate în afara țării. Pe această cale doresc să mulțumesc colegilor noștri omologi din alte state cu care am reușit să consolidăm cooperarea noastră. Este vorba de state membre ale Uniunii Europene, precum Spania, Franța, Germania, Italia. O cooperare foarte intensă am reușit să obținem cu colegii noștri din România. În același timp, am consolidat cooperarea pe vari paliere cu state precum Marea Britanie și Elveția. De asemenea, vreau să mulțumesc și colegilor din cadrul Procuraturii Anticorupției, a PCCOX, SIS, IGP și Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar și alte autorități care au cooperat intens pentru ca să depistăm și să investigăm eficient aceste infracțiuni. Pe parte de cooperare internațională, am reușit în această perioadă să organizăm conferința anuală EPAC, deci este vorba despre rețeaua partenerilor europeni contra corupției. CNA va deține președinția unei rețele importante de autorități care gestionează bunuri infracționale, BAMIN, până în luna mai anul viitor. Am reușit de asemenea să cooperăm intens cu Inițiativa Regională Anticorupție, care în această săptămână și-a desfășurat plenara în Chișinău la sediul CNA. Vreau pe această cale de asemenea să mulțumesc și partenerilor noștri de dezvoltare. În primul rând este vorba despre Uniunea Europeană, dar și Statele Unite, Fundația Soros, proiectele care au fost implementate de agenții de implementare precum GIZ, deci autoritatea responsabilă de implementarea proiectelor din Germania.
precum și suportul constant pe care l-am obținut și din alte jurisdicții. Pe partea de prevenire, de asemenea, colegii s-au mobilizat, am reușit să transmitem către ordonatori 550 de rapoarte de expertiză, deci, scuze, 550 de rapoarte de analiză operațională, precum și am elaborat 14 rapoarte de analiză strategică pe domenii de importanță pentru țară. Vreau de asemenea să atrag atenția asupra unor operațiuni importante care au fost desfășurate în această perioadă, deci investigațiile care le-am desfășurat cu privire la cazurile de corupție în eliberarea permiselor de conducere în cadrul ASP, acțiuni de corupție care le-am depistat și le-am investigat eficient în cadrul ANSA, AIPA, AST, dar și alte autorități. Nu mai puțin importantă este investigarea care am desfășurat-o în cooperare cu alte autorități ce ține de finanțarea ilegală a partidelor politice, o cooperare eficientă cu mai multe autorități ne-a oferit posibilitatea să colectăm probatoriu important, dar și să oferim societății informații credibile cu privire la bunurile și activele financiare care am reușit să le sechestrăm, probele care am reușit să le colectăm inclusiv din telefoane, din înscrisuri și din alte surse. Pe partea de prevenire, de asemenea, am reușit împreună cu colegii să ținem pasul la multiple inițiative legislative. Deci o importanță pentru societatea noastră legată de transpunerea legislației UE în legislația Republicii Moldova, dar și adoptarea mai multor acte care sunt necesare în context de ajustare administrativă în țară. Deci, în acest sens, colegii de la Direcția Legislației și Expertiza Anticorupție au efectuat 1440 de rapoarte de expertiză anticorupție. Am efectuat instruiri în număr de 700 la diferite autorități și am lansat campanii în domeniul educației, în domeniul construcțiilor, în domeniul medicinei și în domeniul justiției. Vreau de asemenea să atenționez că au fost depuse eforturi importante pentru a curăța Centrul Național Anticorupție de angajați cu suspiciuni de comiterea actelor de corupție. Astfel, în această perioadă au plecat 50 de persoane și au fost angajate altele 45 pentru o procedură foarte riguroasă de verificare, verificare specială, inclusiv trecerea poligrafului. Am transmis de asemenea către, în atenția Procuraturii Anticorupției, 12 rapoarte legate de suspiciuni de comitere de acte de corupție de angajați ai CNA. Pentru mai multe informații, recent a fost publicat raportul de activitate al Centrului Național Anticorupție pentru 9 luni al acestui an. Vreau să mulțumesc colegilor pentru mobilizare. Deși în cadrul CNA încă mai există funcții vacante, cu toate acestea am reușit să obținem rezultate importante pentru țară. De asemenea, vreau să mulțumesc colegilor pentru perseverență și pentru corectitudine, pentru că au documentat eficient și au prezentat probe pertinente colegilor procurori în instrumentarea cauzelor penale. De asemenea, vreau să mulțumesc și Parlamentului pentru mandatul, pentru încrederea oferită și mandatul oferit. Și în acest sens doresc succes următorului director al Centrului Național Anticorupție. Nu în ultimul rând, vreau să mulțumesc familiei. Să mulțumesc soției, copiilor și părinților pentru suportul constant pe care mi l-au oferit în toată această perioadă deloc ușoară. Pe final, vreau să mulțumesc tuturor pentru suportul oferit, pentru încredere și sper în continuare că acțiunile pe care
Leva Întreprindere, Centrul Național Anticorupție în comun cu alte autorități, vor duce la acest deziderat național de luptă cu corupția, luptă eficientă cu corupția, dar și de integrare europeană. Vă mulțumesc! Spuneți-ne, domnul Rusu, de ce nu ați plecat? Îmi pare rău, este briefing de presă. Dar are mai